Valul de scumpiri afectează și bolnavii de cancer. Pacienții nu mai au acces la tratamentele vitale, deoarece unii dintre producători nu le mai aduc la noi în țară. Motivul? Prețurile majorate la energie și la gaze se reflectă în prețul final al medicamentelor de la poarta fabricii, spun reprezentanții Asociației Producătorilor de Medicamente Generice. Pentru că e jale, nu se găsește. S-au fost sunate de pacienți din toată țara, este într-adevăr un produs foarte greu de obținut. Practic, dacă n-aș găsi medicamentul acesta, ar însemna un sfârșit mai apropiat, adică e într-adevăr un produs vital. Din cauza valului de scumpiri încep să dispară medicamente esențiale de pe piața românească. Numai în această farmacie ajung zilnic zeci de pacienți care își caută cu disperare medicamentele vitale pentru cancer mamar, renal, hepatic sau pentru afecțiunile hematologice. Această doamnă a fost în 7 farmacii să caute medicamentele pentru fiul său care are cancer la colon. El în durerile, cred că da, are încă probleme, va trebui să-l opereze din nou și are dureri. L-a găsit luna trecută acolo, da, în apropierea spitalului, dar acum nu l-a mai găsit. Am venit la farmacie, da, alea nu la rând, vă dați seama. Și această femeie ne-a povestit că trăiește un coșmar. Am sunat la farmacie, nu aveau, tatăl meu a ajuns la 2, la 3 pastile pe zi. Este groaznic. Da, seama să trăiești cu o durere insuportabilă. Cei de la Asociația Farmaciilor Independente se plâng că lipsesc lunar medicamente vitale. Motivul este în mare parte exportul paralel. Produsele fiind exportate de către distribuitori au acest drept, se exportă către Europa cu prețul mult mai mare decât în România. Un alt motiv care duce la dispariția medicamentelor de pe piață este taxa clawback, spun cei de la Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. Peste tot în Europa, prețul la utilități, la gaz, la curent a crescut. În acest fel, cu o materie primă cumpărată în dolar, pe de altă parte cu utilități în creștere, costurile de producție per total au crescut, iar aceste costuri de producție se reflectă acum în prețul final al medicamentului la poarta fabricii. Taxa clawback a fost introdusă în România în anul 2009 ca o măsură temporară din cauza crizei economice. Autoritățile au promis de nenumărate ori că vor lua o măsură în acest sens, din păcate momentan nu s-a schimbat nimic.